În provocările, între provocările noi aduse în acest an, am numărat și piatră, foarfece, hârtie. Doamne ferește, niciodată n-am înțeles jocul. Deci n-am cum să înțeleg aia, sunt complet idiotă. Nu vorbi așa. Fii atent. Știu că nu te judeca prea aspru. Nu vorbi la... Într-o zi, da. După ce s-a întâmplat provocarea aici în platou, m-am pus și am zis, bă, da, chiar mă face pe mine provocarea asta. Și m-am dus acasă, da. Și am jucat în oglindă jocul ăsta. Da. Lasă-mă, Babi, nu se poate, știi de ce nu se poate juca în oglindă? Pentru că e veșnic egalitate, că, știi? Da. Oh. A, de-aia nu ți-a ieșit. Okay. Da, tocmai mi-a zis că l-am înțeles în sfârșit și că sunt gata, și că sunt gata să joc cu voi acum. Știi piatra ce bate? Stai un pic, deci în viața reală, piatra poate să bată... Ta, 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 la, 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 la. Da, mă, piatra... Nu vorbi la nervi, să zici așa despre tine. Am glumit, okay. Chiar am jucat cu cineva. E, lasă, Flavie. Haide, las, că nu e o problemă. Auzi, mă, că am învățat în oglindă. Și când mă uit în oglindă, eu. Da. Am zis, dacă bun. Nu se juca nimeni cu mine. Am jucat de mai multe ori în platoul emisiunii. Da, o singură dată a trebuit să dai măsura valorii. Da. Tu. Și din păcate a trebuit să joci cu Baniciu. Da. N-ai dat cu padibuzul ăla nici dacă... Adică pe mine m-ai pognit în toate felurile. Baniciu este vecina mea și din când în când. Și în plus că mi-a scris o melodie. Ți-a scris ție o melodie? Da. Deci sigur că ți-a scris ție, cred că a scris o melodie în care te regăsești, dar nu cred că ți-a scris-o ție. Nu, mi-a scris-o mie. Mereu. Piatră, foarfecă, hârtie, nu trebuie să-i spunem neapărat foarfece, cu Ana Baniciu și un băiat de la de pe stradă. Domnilor și domnilor, confruntarea noastră, padibuz sau dezbrăcare, continuă. În sensul în care să jucăm foarfecă, hârtie, piatră, știi? Mie nu-mi place că am un cadru de profil aici, în primul rând. Stai tu liniștit, noi ne-am făcut un scop din a evidenția... Trăsăturile sofisticate ale omului. Nasurile mari, da. 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 Eu mi-am luat ceva acasă, acum Dănuțe... Că vrei să mergem amândoi vacanțe. Și năsoasă și cântăreață, cred că e prea mult. E prea mult, da. Dar n-am avut o treabă în Maldive cu rechinii, că fugeau toți, ziceau... A venit șeful, da. Doamnelor și doi, știi să joci, da? Da, mai am urmărit, urmăresc emisiunea voastră în general. Ți-am zis că mă stocărește. Da. Ce ia în cap acum? Vezi, eu zic ceva frumos și el deja se umflă. Am glumit. Să zice ciocane ție. Așa, hai. Ce vreau să zic, că ți-a făcut reducere la restaurant vreodată? Nu. Dar a dat din partea casei. Asta e numai nasol. Că el nu dă niciodată de când a dat. Domnul a dat, domnul a luat. Domnul Dani a dat, domnul da. Deci jucați hârtie, farfecă, piatră. În momentul în care tu câștigi, fugi repede și pui mâna pe ciocan ca să-l prinzi, descoperi, ca să zic așa. Ciocanul. Dacă... Poți fi un pic serios, să vezi niște copii. Așa. Dacă simți că ai pierdut, dacă vezi că ai pierdut, fugi repede și pui casca în cap, astfel încât el să nu te poată lovi. Da. Și reciproca este valabilă. Sunteți gata? Igen. Aș vrea fără uniți-vă pumnii. Da, aș vrea fără pentru că eu imit tot ce văd la colegul Dani, prin puterea investită în mine, aș vrea. aș vrea un meci curat, fără lovituri sub centură, doar la nivelul superior. Se acceptă loviturile frontale, parietal stânga, parietal dreapta. Dacă loviți occipital, înseamnă că sunteți nebun la cap. Bun. Sunteți pregătiți? Da! Lăsați mâinile jos și salutați-vă. Nas în nas, da, corect. Dar acum dumneata ai operat, ca o divă ce ești. Cum adică? Cum? Tu nu mi-am spus nasul mai mic. Și-au făcut operație de schimbare de sex.
De deviație de sex. De sept. De deviație de sept. De schimbare de sept. Așa. I-a schimbat septul cu un sept mai mic. Mai mare. Cu un sept mai mare, are septul mare. Și mai crăcănat. Bun, începem. Deci o să avem aceeași operație, Dan. Încă un lucru în comun. Vreți să te operezi? Păi când o să mă operez, o să zic și eu că e tot deviație de sept, dar de fapt... Știi ce zic? Hai să jucăm! Am înțeles. Ana, te rog să nu tragi aer puternic în piept ca să nu le aspiri și pe oponent. Fii pregătită. Fii pregătită. Stai că nu mai știu care sunt semnele. Piatră, foaie, forfecă. Bine, hai. Piatra e învelită de foaie. Hai forfecă. Că știu asta. Gata, hai. Am mai avut săptămâna trecută. Sunteți gata? 3, 2, 1, hai! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 0, 0! Bă, dar pe vremuri dădeai! Mie mi-ai dat de mi-a sărit... Vezi că ți-a sărit sus la... Doamnelor și doamnelor, nu m-am pregătit suficient pentru acest concurs. Nu menaja, te rog eu tare mult că se înțelege altceva la televizor și mă sună Mike. Măcar te sună pe tine. Asta e al ei. Tăi, da, cu azi, da. Hai. Ești emoționat? Numără de nuțe. Nu-mi place să pierd la niciun joc. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Și-a vrut să iau asta. Dacă ai câștigat, fugi repede să iei ca să-l lovești. Da. Îți mane numai da. E un joc. Ce? Te-ai văzut la fotbal, la Cupa Mondială, arbitru să bată el? Pe bune, dau eu două și după aia două penalturi le bat eu și după aia... Hai să jucăm! Dai o dată, soacro! Că eu așa mă încing, uite, așa m-am încis și Nastia. La început habar n-aveam de unde vin și unde plec și uite, la final... Concentrează-te! Hai! Numără! 0-0 până aici! 0-0, da? Hai! Numără dănuțe! 1, 2, 3! 1, 2, 3. Ce coincidență. 1, 2, 3. Sunt proști! Ești emoționat! Sunt foarte... Salut! Aurica! Dacă astea sunt la mine... Cu bere, lasă-l la jos. Nu mai continui jocul. 0-0. Merg la intimidare, Dan. Doamnelor și domnilor, redacția Boșoroc Libii din Osprezin. 0-0. Concentrează-te un pic. Păi eu sunt concentrat. El, ai văzut că are un delay de 2 secunde. El n-are normal delay-ul ăsta. El te așteaptă pe tine să-l lovești. O așteptă, Răzvane, că venim să-l lovim cu săgeata de lemn. Hai. Și Dani răspunse întorcându-se, se crace. Da. Jură-te tu că ești așa de lent în dimineața asta, tântărăule! Fix în dimineața asta, când jură-te am venit aici lent! Pe mine mă pocneai de zărea ochii! Vrei să mă lași să câștig? Evident, dar nu e foarte clar! Nu! Înseamnă mult pentru mine asta! Too fast, too furious! Ce drăguț! I-am dat. Să nu fac diabet, Eleno. Ultima rundă. Atâta bunătate pe Dănuț. Eu v-am zis că e în anul morții. Tu faci ce vrei cu tataie, dar anul ăsta... Crede-mă pe cuvânt. Da, poți că iei jumate din avere, dacă are. Dacă nu dă toată pe... Da, iei creditele jumate. Ultima rundă. Ce să mai... Că de parcă cineva au plecat sau au plictit. Simt oamenii în fața televizorului. Nosu! Hai! 1, 2, 3! A, ce drăguț! 1, 2, 3! Super! 1, 2, 3! Am mai văzut asta săptămâna trecută. Doamnelor și domnilor, meciul nu mai poate continua, s-a furat mireasa. Haideți să terminăm cu un scor de egalitate 0-0. Da. Să ne avem adică? Ca frații, să ne iubim. Păi 0-0. Da? Păi da. Da, da. Vezi că jocul ăsta nu e cu prelungiri, Tutu. Nu e...
Cu din alea mă trezesc cu tine că eu de la mine de acolo. Văd exact peste gard la... Să nu te prin pagă. Doamnelor, domnilor, este timpul să luăm o scurtă... Să luăm o scurtă legătură cu Materia Înduță, care este alături de Camelia Potec. Vorbim despre sport. Haideți, de ce? L-ați găsit băiatul mai prost îmbrăcat? Băiatul de pe stradă care vă ajută? Vă ia mingea după ce o dați peste gard? Se duce și la Nea Mitică să vă fure corcodele? Corcodele? Dați în el. Păi așa e, uite, discriminat. Ce dacă sunt albanez? Ești albanez? Nu, dar mă gândeam așa cum ar fi. Mulțumim tare mult! Ana Baniciu! Mulțumesc și eu! De 6 ore ai prezentat, nu? Nu e problemă.